ca să intrăm puțin în partea asta de scurtă prezentare. Am zis că toți studenții vă îndrăgesc. E adevărat? Da, cam adevărat. Spuneau că mereu la cursuri nu discutăm, în general ziceau ei, că nu discutăm doar despre tema propusă, ci dacă este o temă de interes pentru studenți, o abordați și pe aceea. Întotdeauna fac, da, pe de o parte fac paranteze culturale, le fac niște trimiteri culturale la lucruri pe care știu că ei nu le-au întâlnit pe parcursul lor, cum ar fi anumite filme mai vechi, anumite romane, anumite cărți de specialitate. Pe urmă fac paranteze lingvistice, le explic de unde vine cuvântul ăsta și ce înseamnă, pentru că din experiența mea știu că multe cuvinte nu sunt stăpânite de ei sau le dau alte sensuri, sensuri din limbajul comun. Alte paranteze sunt paranteze de viață. Le spun cum își pot aplica cunoștințele astea în relația de cuplu sau în relația cu părinții lor sau în viitoarea lor relație cu copiii pe care îi vor avea. O serie întreagă și cele mai importante paranteze, desigur, sunt cele profesionale, în care le arăt în ce situații profesionale, când vor începe să profeseze meseria asta de specialist în comunicare, se vor întâlni cu astfel de situații și cum o vor putea gestiona folosind noțiunile pe care le predau eu. Le creez atunci când arunc o piatră. Se întâmplă mai multe. Deci, odată cunoștințele tehnice de tip teoretic, strict teoretic, și până o cunoștință de tip lingvistic, cultural, profesional și, în sfârșit, de viață, lecție de viață. Păi, din ce ne spuneți, înțelegem că faceți cu foarte mult drag toată activitatea asta cu studenții. Da. Cu mare plăcere. Asta am înțeles și de la ei, că se simte lucrul acesta. Și mai știm despre noastră că, tot de la studenții de noastră, că sunteți un consilier excelent când vine vorba de strategii de comunicare. Da. Am lucrat mult în domeniu, am făcut strategii de comunicare pentru instituții, pentru organizații politice și pentru organizații neguvernamentale. Am făcut consiliere de imagine, deci de strategie, de comunicare, de imagine pentru o serie întreagă de instituții sau de persoane publice. Am făcut campanii electorale unde eram stăpânul inelelor. Eu făceam și analiza cercetării științifice și analiza de discurs a contracandidaților și strategia de imagine a candidatului meu, cum a fost cazul lui Muguri Săresu în 2000, candidat independent la președinția României. Iată deci că atunci chiar am cântat la mai multe piane, pentru că era un staff mic, încropit în ultimul timp, pentru că Isărescu se hotărâse târziu, abia în octombrie să intre în competiție, pierduse deja o jumătate de lună din campanie electorală, și a trebuit să fac mai multe lucruri. Așa că am o experiență, iar ca vicepreședinte al Asociației Române de Relații Publice timp de 10 ani, pe urmă președinte al asociației timp de 3 ani și acum președinte al jurului de onoare al RRP, vă dați seama că am o experiență a pieței, piața de comunicare, da, industria de comunicare, cu tot ce înseamnă advertising, public relations, lobbying, advocacy, tot ce înseamnă comunicare strategică, inclusiv PR-ul de instituție, comunicarea instituțională, le știu foarte bine pe pipăite, pentru că mă întâlnesc foarte des cu colegii mei din diferite domenii. Păi, colegii de la asociație. Cum? Având toată această experiență în spate, și pentru că știm că predați și studenților cursuri ca analiza discursului public sau etică în comunicare la Facultatea de Comunicare și Relații Publice din București. Da. Vă mulțumim foarte mult că ați acceptat să intrați într-o întâlnire cu studenți
care caută să se dezvolte, caută să fie, nu știu, poate mai creativ, poate mai profesioniști în tot ce înseamnă discursul public. Mă bucur foarte mult că sunt prezenți aici. Le transmit respectul meu. Nu-i cunosc, sau poate îi cunosc, dar nu știu că îi cunosc. Văd niște prenume aici. Denis, Radu, Andreea. Dar îi respect în principiu, pentru că sunt prezenți aici. Părerea mea este că, din experiența mea de viață și din am citit zeci de biografii ale unor oameni care au făcut lucruri importante în viață, cred că cea mai morală cale de a promova în viață și pe scara socială și pe scara de prestigiu a societății și pe scara profesională este autodezvoltarea, este dezvoltarea personală. Deci atunci când văd un tânăr dispus să învețe, are mintea deschisă, este receptiv la nou și vrea să fie mai bun și își proiectează tot timpul o variantă mai bună a lui însuși, sunt încântat și îl respect. Îl respect și îl admir. Pentru că puteau să fie în altă parte acum. Uite, nu sunt mulți, dar sunt la această întâlnire. Da. Păi, haideți să vedem despre competența discursivă. Acum, ce vreau să vă spun? Noi vorbim de regulă de competență înțelegând prin asta și performanță, dar nu e același lucru. Și performanța este ceea ce poți să faci având competență. Deci, de multe ori, performanța este sub nivelul competenței. Știm foarte multe, adică suntem bine pregătiți, avem cunoștințele de rigoare, dar nu le putem pune în practică, pentru că ne lipsește ori deprinderea, o anumită experiență cu obiectul de studiu sau cu obiectul de activitate, ori talentul. De multe ori nu avem talentul, pur și simplu. Dacă mie mi-ați predat niște discipline tehnice și m-ați spune să le aplic, n-aș putea pentru că nu am inteligența tehnică. Eu am o inteligență lingvistică, am inteligență simbolică, dar nu am inteligență, sunt top tipuri de inteligență. Nu am inteligență de tip operațional, matematic și nici inteligență tehnică, decât mediocră. Am în anumite situații de viață, dar mă văd mai bun ca alții în probleme de manualitate, dar nu sunt foarte bun. Sunt mult mai bun ca mine. Și atunci ce înseamnă asta? Că aptitudinile mele nu pot acoperi toată competența de care dispun. Și atunci nu pot să o transform toată la scara 1 pe 1 în performanță. Și nu. Alții sunt invers. N-au competență foarte mare, dar sunt atât de talentați încât ajung la performanță. Și atunci performanța este undeva deasupra competenței. Sigur că ideal ar fi câtă competență, atâta performanță. Și să fim... Dar fără competență nu ajungem la performanță. Cei care vin și spun eu am școala vieții și mie nu mi-a plăcut cartea, dar am școala vieții. Asta e o păcăleală, o autoamăgire. Sunt oameni care se păcălesc singuri ca să cadă în picioare ca pisica, să-și salveze self-respectul. Dar unul n-am auzit spunându-mi, nu m-a dus capul. De-aia n-am fost la școală sau n-am terminat școala. Nu spun asta că nu le-a plăcut. Vezi, doamne, parcă e pe gusturi. Deci nu le-a plăcut școala și atunci au lăsat-o, dar e o școală vieții. Ăștia sunt niște impostori, pentru că se mint pe ei și mint și pe alții. Nu poți, fără școală, fără muncă, fără efort, la care ideal e să se adauge și puțin talent, nu poți să ajungi la performanțe, pentru că nu ai competență. Deci întâi învățăm și pe urmă practicăm. Nu merge așa. Sunt meserii care se pot fura de la altul, cum făceau ucenicii de la maestrul lor, da? La tâmplărie, la cizmărie, în agricultură. Este genul ăsta de calificare la locul de muncă. Dar sunt anumite niveluri de acțiune mai puțin complexe și care cer mai puține cunoștințe. La niveluri înalte ale activității umane și la nivelul unor mari sisteme, nu poți să vorbești de performanță fără competență. Iată de ce eu sper că România va beneficia în următorul interval de timp, de 2-3 decenii, de cât mai mulți
profesioniști, oameni și competenți și performanți, și care să fie nu numai eficienți, să fie și morali. Pentru că noi avem de prea mult timp două categorii de oameni. Oameni eficienți, dar amorali, în cel mai bun caz. Unii sunt de-a dreptul imorali, știu foarte bine că fac rău și îl fac. Fură, mint, ascund, disimulează. Alții nu sunt imorali, sunt morali, dar nu sunt eficienți. E genul de om care, vorbesc de tipul acela de om care moare cu dreptatea în brațe, mor cu adevărul în brațe. Aia e dreptate. Așa e cum spui tu. Ești pe adevăr. Dar ce faci cu el? Că nu te aude nimeni, nu-l poți impune. Pentru că n-ai știut să-ți organizezi. Iată ce vreau să le spun tinerilor care sunt de față, că atât talentul cât și efortul trebuie gestionate, se numește management. Managementul efortului, începând cu managementul timpului, organizarea în timp, managementul talentului și, culmea culmilor, managementul cunoașterii. Stăpânim niște cunoștințe, dar trebuie să le și gestionăm eficient. Se numește knowledge management și există deja cursuri pe tema asta. La SNSPA se predă, la Facultatea de Management și la alte câteva masterate. Le predă colegul meu, domnul profesor Constantin Brătianu, care e unul dintre specialiștii cei mai buni la nivel european în knowledge management, disciplină care vine din Statele Unite. Iată de ce. Discutăm astăzi despre competența lingvistică încercând să transmitem niște noțiuni, fără de care rămân niște confuzii și rămân niște iluzii și prejudecăți în capul nostru care ne vin din cunoașterea comună. Adică această cunoaștere bazată pe experiența cotidiană, care se constituie și se transmite prin intermediul limbajului comun. Deci nu e un limbaj de specialitate, e un limbaj comun care toată lumea poate să gândească și să comunice și care este plină, mă refer la cunoașterea comună, este plină de prejudecăți și de iluzii. Nu e o cunoaștere care te duce spre adevăr. Iată de ce. Efortul de a deveni specialist într-un domeniu este un efort de a uita ceea ce știi dinainte, de la părinți, de la bunici, de la vecini, și a intra într-un domeniu de la care înveți de la specialiști. Specialiștii te învață. Este ceea ce spunea Gaston Bachelard când, mare profesor de fizică matematică la Ecole Normale Supérieure de la Paris, care spunea studenților săi așa: atunci când tânărul se apropie sau intră în domeniul educației științifice, el e mai cu seamă bătrân decât tânăr, fiindcă are vârsta prejudecăților lui. Deci noi dacă venim și preluăm prejudecățile de la părinți, care le-au preluat și ei de la bunicii noștri și bunicii noștri de la străbunicii noștri, ce înseamnă asta? Suntem bătrâni. Că noi gândim ca străbunicii noștri în loc să gândim ca omul secolului 21. Cine ne ajută să ne deschidem mintea? Specialistul pe care îl întâlnim la facultate și pe urmă la locul de muncă sau un institut de cercetări sau pe parcursul unui doctorat, așa ne întinerim spiritual, dezvoltându-ne tot timpul cu o minte deschisă. Iată de ce competența discursivă este alături de alte competențe foarte importante, pentru că e o latură a competenței comunicaționale. Și noi trăim într-o societate în care cine nu comunică eficient, deci fiți atenți, una este eficace și alta este eficient. Asta e o altă confuzie care se face. Eficace înseamnă când îți realizezi obiectivele. Punct ochit, punct lovit. Asta înseamnă a fi eficace. Ai vrut să faci ceva, ți-a ieșit. Ești eficace. Se numește eficacitate. Dar raportul dintre mijloace și rezultate, dacă raportul ăsta este subunitar, dacă rezultatele sunt mult mai mari decât mijloacele, decât resursele folosite, decât cheltuielile, sau decât prețul pe care l-ai plătit, înseamnă că ai fost și eficient. Deci noi trebuie să ne luptăm odată pentru eficacitate și până pentru eficiență. Pentru că eficiența înseamnă economie de timp, economie de energie și economie de alte mijloace. De multe ori e vorba de mijloace financiare sau mijloace logistice, când vorbim de campanii de comunicare. Iată, deci, am să vorbesc astăzi despre patru lucruri.
competența comunicațională și în contextul ei competență discursivă, pentru că veți vedea că nu putem avea succes în comunicare dacă nu avem succes și în discursul pe care îl facem de foarte multe ori. Ori în fața unui partener de viață. Ții un discurs. Vrei să-l convingi de ceva. Vrei să-i schimbi o reprezentare despre tine sau despre părinții tăi. Dar o reprezentare. Dacă ești în reprezentare, îi schimbi atitudinea față de mama ta sau față de tatăl tău. Dacă îi schimbi atitudinea, îi schimba și comportamentul. Deci, de regulă, asta se numește funcția persuasivă a comunicării. De regulă, noi vrem să comunicăm eficace și eficient în diferite situații de viață. Ori cu un partener de viață, ori cu un profesor, la un examen, la comisia de admitere pentru doctorat, la comisia de absolvire, la examenul de absolvire. Întotdeauna ai un discurs de ținut. Pe urmă te duci la un interviu de prezentare, de angajare. Păi ce faci acolo? Ții un discurs. Ții un discurs despre tine, ții un discurs despre meseria ta, ții un discurs despre facultatea pe care a absolvit-o, dar cel care te urmărește și care de regulă este psiholog de meserie, încearcă să citească în ceea ce spui tu, indiferent despre ce vorbești, date despre profilul tău moral, psihomoral. Ca să înțeleagă dacă are nevoie de tipul ăsta de personalitate în echipa lui și dacă unde te poate pune, unde ai fi mai productiv. Este o observație științifică pe baza unui discurs pe care tu îl ții. Iată ce noi trebuie să învățăm să fim competenți comunicaționali, inclusiv competenți din punct de vedere discursiv. A doua problemă pe care vreau să o discutăm sunt noțiunile, principii, reguli ale discursului eficient, pe urmă o tipologie a discursului, pentru că este bine să înțelegem că discursurile se împart și ele pe tipuri sau pe genuri, și în sfârșit legile, scrise și nescrise. De data asta vor fi scrise, pentru că le punem pe ecran. Dar de foarte multe ori, pentru oameni care nu fac astfel de cursuri, sunt reguli nescrise și pe care le încălcăm. Și le încălcăm ratându-ne profesional, atențiune. Fără o comunicare eficace și eficientă, nu suntem buni medici. Pentru că în medicină trebuie în primul rând să comunici eficient cu pacientul. Pe urmă trebuie să comunici cu aparținătorii pacientului, cu familia lui sau cu cei care vin și pledează pe cauza lui acolo. Pe urmă trebuie să comunici eficient cu membrii echipei tale, că tu ești întotdeauna membru unei echipe medicale. Într-un spital sau în orice altă instituție de sănătate există comunicare managerială. Există de la management la executiv, de la top management la mid management. Pe urmă există o comunicare organizațională între departamente. Tot timpul ai nevoie de a comunica eficace și eficient. Nu ești un bun medic dacă nu știi să o faci. În învățământ la fel și în general în educație. Nu poți să fii un bun educator dacă nu ai o competență și o performanță comunicațională. Se numește comunicare educațională, dar în domeniul educației comunicarea este fundamentală. Și aici la fel, axa este comunicarea profesor-elev, dar mai comunicarea dintre profesori și membrii familiei, părinții. Se numește relația școală-familie, da? Relația cu alții profesori, cu membrii colectivului didactic, relația cu directorul, relația cu inspectoratul școlar, până la relația cu Ministerul Educației. Toate astea înseamnă comunicare. Ori dacă nu știi să comunici, dacă te comunici doar pe tine, dacă țipi nervos și isteric sau dacă taci din gură fiindcă ai o timiditate congenitală, crezi tu, dar de fapt este o timiditate needucată și neexersată și nestăpânită, da? O frică pe care nu... Știți că cei mai mulți oameni trecuți prin experiențe limită de viață au definit curajul ca fiind managementul fricii. Cine știe să gestioneze frica, pare curajos din afară. Dar curajosul nu e un om care nu are frică. E om normal. Altfel n-ar merita să-i lăudăm.
Cine n-are vreo frică? Cine e nebun? Nu, oamenii normali au frică, dar și o înving. Și o înving pentru că au în viața lor experiențe care îi ajută să gestioneze frica. Așa e și cu timiditatea. Lucrurile astea se învață. Și dumneavoastră trebuie să vreți să învățați. Iată de ce mă bucur că sunteți aici. Pe urmă, legile discursului am zis că sunt scrise și nescrise și vom termina cu așa zisele maxime conversaționale. Sunt niște reguli maximale de eficiență în conversații. În conversația cu colegii, cu prietenii, cu membrii familiei sau cu profesori. Da? Haideți să vedem în primul ce este cu... Nașterea sensului, am zis eu aici. Cum se naște sensul? Da. Sensul unui cuvânt, uitați, sensul, nașterea sensului. Cum se naște, nu știu de ce, nu îmi pare rău, nu se vede. Titlul, nașterea sensului, înseamnă cum se naște sensul în urma unei interacțiuni, unei conversații. Că noi de regulă spunem așa. Comunicarea înseamnă ce mare lucru? Transmiterea unui mesaj pe un canal de la un emisor la un receptor. Da? Pe un canal care unește cei doi termeni, emisătorul și receptorul. E corect în mare, dar e prea în mare. Nu e o chestie concretă, pentru că o chestie concretizată înseamnă să spui ce fel de emisător, ce fel de canal, ce fel de receptor. Vorbim de publicuri țintă care diferă între ele. Au interese de cunoaștere diferite, au nevoi diferite, au limbaje diferite. Opa, deci mă interesează cine e la capul firului. Nu e întotdeauna același om sau același grup. Atunci vorbesc de target în limbaj de specialitate sau de public țintă, da? Canalul poate fi comunicare verbală, poate fi comunicare prin telefon, poate fi comunicare prin radio sau prin televiziune, poate prin mijloacele de comunicare în masă, da? Spuse pe scurt, mass media, da? Abrevire de la mass media communication. Asta ca paranteză, numai să nu spuneți mijloace mass media sau, cum zicea domnul Traian Băsescu, mijloace media, pentru că asta arată că nu știi ce înseamnă. Mass media înseamnă mijloace de comunicare în masă. E o prescurtare, v-am spus, de la mass media communication. Deci, canalele diferă și ele. Și atunci, în ce situații stă foarte bine schema asta, emițător, canal, mesaj și receptor, în tehnică, în comunicarea asta, în comunicații, în comunicarea de tip tehnic, ce facem noi cu computerul, ce facem cu tableta sau cu telefonul, ce facem în comunicațiile militare, da? E corect, dar când vorbim de comunicarea între oameni, mesajul nu este predefinit. Mesajul nu e niciodată dinaintea interacțiunii. Mesajul este întotdeauna produsul interacțiunii între cel puțin două persoane. Iată de ce am făcut schema asta aici. Îmi cer scuze pentru grosolănia. Astea le-am găsit la momentul respectiv. Emițătorul e un difuzor care trimite un mesaj, nota muzicală, spre un receptor pe care l-am numit lector. Pentru că teoriile semiotice și hermeneutica din zilele noastre numesc lector pentru că el lecturează de fapt, nu primește așa pasiv cum ar primi un aparat de radio sau un aparat de televizor. Și aparatul televizor poate să aibă o reacție diferită pentru că să fie televizor color sau televizor al negru. Și atunci semnalele pe care le primește le va prelucra într-un anumit fel. Sau are o rezoluție mai mică sau o rezoluție mai înaltă, da? High definition. Există diferite aparate și în lumea comunicării tehnice, dar între oameni. Și atunci ai un lector care ce face? Este în întâmpinarea mesajului, vedeți? O săgeată roșie care se duce spre nota muzicală, spre mesaj. Și undeva la mijloc, am pus eu convențional, dar nu întotdeauna la mijloc, se întâlnesc. Și are loc o negociere rapidă de fracțiuni de secundă între structura mesajului și structura internă a subiectului, care este individ sau grup. Și care se numește bagaj cultural, cultural loading.
din antropologia culturală americană vine termenul. Are loc aici o negociere de fracțiuni de secundă și iese sensul, adică semnificația mesajului. Când nu apare niciun sens, pentru că subiectul, primitorul, grup sau individ, nu are toate structurile necesare pentru a da sens la ceea ce, la ceea ce vede, în loc, acolo unde apar în scris eu sensul, este un mare semn de întrebare, se numește perplexitate. Vedem, dar nu știm ce vedem. Auzim, dar nu știm ce auzim, nu înțelegem. Auzi că se vorbește într-o limbă, dar nu știi limba respectivă, nu înțelegi. Deci îți lipsesc niște structuri. Ia uitați care ar fi structurile acestui bagaj cultural. Logice, în primul rând. Ai nevoie de logică. Și o să spuneți, dar asta diferă de la subiect la subiect. Da. Diferă de la un grup țintă la alt grup țintă. Pentru că logica nu este atât de universală cum credem noi. Nici inteligența nu este la fel de universală. Sunt popoare care definesc inteligența ca capacitatea de a rezolva probleme, cum e la american, și sunt popoare care o definesc ca fiind capacitatea de a evita problemele, ca la români. La români, șmecherul, care este apreciat foarte mult în foarte multe subculturi, este cel care nu are probleme, care a evitat problemele, care să strecoare printre probleme. Pentru alții, inteligența este funcție de adaptare și atât, ca la animale. Mă adaptez eu la mediu. Cine se adaptează mai bine, mai repede și mai eficient, se salvează. Adică nu moare, dar nici nu trăiește. Pentru că specific omului nu e doar să se adapteze la mediu. Mai schimbă și mediul în interesul lui și conform valorilor și sentimentelor sale. Iată de ce logica nu e peste tot la fel. Există infralogici. Infralogici care dau suculența unei exprimări într-o limbă sau alta. Și infralogicile astea diferă. Încercați să spuneți un banc românesc unor suedezi sau unor danezi. Nu înțeleg de ce râdem. Noi râdem, dar ne prăpădim și ei stau și stau la noi ca niște curcani tăia în mijlocul ogrezii. Îl mai spui o dată, crezi că n-au fost bine înțeles în engleza ta? Tot nu râd. Infralogica lor pe care stă umorul nostru e alta decât a noastră. Iată de ce trebuie să fiți pregătiți când vorbiți cu cineva. Cui spuneți, ce spuneți, când i-o spuneți și cum i-o spuneți. Inteligența multiplă. Vă spuneam că sunt tot felul de inteligență. Marele psiholog american Howard Gardner a vorbit inițial de 7 inteligențe, după care a venit după 20 ani și nu a mai descoperit-o pe 8-a. Inteligența spirituală. Deci el spunea așa că există o inteligență matematică de tip operațional, există o inteligență lingvistică, există o inteligență muzicală, foarte înrudită cu cea matematică, există o inteligență spațială, orientarea în spațiu, vederea în spațiu. Există o inteligență kinetică, acea capacitate de a te mișca exact când trebuie și cum trebuie. Ca la Messi, dacă știți, urmăriți meciurile de fotbal. Ca la Hagi, dacă l-ați văzut jucând vreodată în filmele care se mai dau din când în când. Ca la marele gimnaste. Ca la fetele alea care se joacă cu panglica și cu mingea și cu măciucile și cu cercurile și le prind din aer și le prind de pe spate. Este ceva incredibil că o ființă umană poate să facă așa ceva. Sunt oameni cu o inteligență kinetică ieșită din comun. Mai există inteligența emoțională, capacitatea de a înțelege pe celălalt, de a înțelege intenția, de a înțelege că nu vrea să te jignească, a vrut să-ți facă un compliment. Nu-i răspunzi urât, că ești incapabil să înțelegi intenția pe care a avut-o. Această inteligență emoțională te ajută să te pui în locul altuia. Să-l înțelegi, să fii capabil de empatie. Sunt relații sociale care nu pot avea loc, depinde în educație sau sănătate, fără această inteligență emoțională. Ea trebuie să fie unul dintre itemii pe care un test de selecție eliminatorie la facultatea de profesor sau de medic, ar trebui să fie acolo. Ai inteligență emoțională? Nu, ai nici căutat în educație. Și nici în sănătate.
raționalități multiple. Am o raționalitate în Africa Centrală, altă raționalitate în Europa Occidentală și altă raționalitate în podișul Mexicului. E pe studii ce vă spun. Interesant este că niciuna nu este inferioară alteia. Raționalitatea cu care vracii din Africa Centrală își tratează pacienții dă același rezultat, același coeficient de mortalitate ca cel mai important, ca al celui mai important spital din Paris. Iată câtă multiplicitate este în lumea asta. Câtă diferențiere. Numai că asta nu înseamnă ierarhie, atențiune. Nu e nimeni mai rațional sau mai inteligent sau mai logic. Sunt diferențe, dar nu ierarhii. E ceea ce spunea sloganul ăla superb al Anului Internațional al Toleranței, în 1995, a fost declarat Anul Internațional al Toleranței de către Organizația Națiunilor Unite, care a găsit și un slogan foarte frumos, în patru cuvinte. Toți diferiți, toți egali. Asta înseamnă o filozofie în patru cuvinte. Toți diferiți, toți egali. Asta este sloganul. O întreagă concepție concentrată. Lingvistice. Dacă cel care primește mesajul tău are niște structuri lexicale care îi permit să înțeleagă ce spui, deci îți cunoaște limba, are cuvintele pe care le folosești tu, are sensurile pe care dai tu cuvântul, că de-aia am zis și semantice acolo. Există și sensuri diferite pe care le dăm aceluiași cuvânt. Și domnule, n-am vorbit românește? Adică ai vorbit de aceeași limbă. Lexical te-ai potrivit, dar semantic nu. Pentru că el înțelege altceva prin demnitate. Înțelege altceva prin viața decentă. Înțelege altceva prin a fi bun familist. Și te măriți cu el și constați că el are cu totul alte concepții despre relația de cuplu, despre creșterea copiilor și despre realizarea profesională sau realizarea umană. Și zici, cum, m-am măritat cu tine pentru că mi-ai spus aia? Da, ți-am spus, dar eu înțeleg altceva. Nu înțeleg prin viața decentă ce înțelegi tu. Psihologice. Amintirile noastre. Amintirile noastre sunt întotdeauna precogniții prin care noi dăm sens unor experiențe pe care le avem în prezent. La fel, stereotipurile, reprezentările cu care venim, așteptările noastre, opiniile. Toate astea ne direcționează percepția lumii. Și atunci când nu avem clar că avem această predeterminare, se numesc precogniții toate aceste lucruri. Precogniți, fiindcă ele pregătesc cunoașterea primară, prin percepție și reprezentare, după care urmează prin noțiune și prin teorii și concepții, da? Raționament. Deci, cum adică? Te întâlnești cu cineva pe stradă și te uiți prin el, nu-l vezi, fiindcă nu te așteptai să-l vezi, îl credeai în străinătate. El se întoarce și te vede în București, el știe că tu ești în București. El te vede pe tine, tu nu-l vezi pe el. Și spune, cum nu m-ai văzut? Te-ai uitat la mine, cum poți să-mi spui? Nu vrei să te faci că nu mă cunoști? Nu te-am văzut. Pentru că nu aveai așteptarea. Iată de ce, întotdeauna, mesajul care se duce spre celălalt va fi prelucrat, filtrat, de multe ori deformat sau pur și simplu creat de către structurile interne ale celuilalt. Și în sfârșit axiologice, da? Valori, principii, norme, criterii de valoare, pentru că dacă orientări de valoare, dacă eu am niște orientări de valoare spre trecut, degeaba îmi vorbești tu de progresul României, că nu mă interesează. Eu sunt cu dacii liberi, sunt cu lupul dacic, sunt cu... Cum sunt multe site-uri, dacă le deschideți să vedeți, să există site-uri cu așa ceva. Sunt cu luptele noastre, cu... otomanii, cu o Românie, un popor român eroic, cum vorbești mie de viitor. Unuia care e orientat spre viitor, are altă orientare de valoare și lui se pare că e mai important viitorul decât trecut. Și că noi ar trebui să avem mai multă grijă de ce viitor vom avea și să-l construim, să-l proiectăm, decât să
tot povestim ce am făcut și cine am fost. Ăstuia degeaba mai vorbești de trecut, că nu e atât de sensibil, vorbești și despre viitor. Ce, cum se numește asta? Orientare de valoare. Are vreo importanță în perceperea discursului meu? Da! De aceea eu trebuie întotdeauna să știu unde mă duc, cu cine mă întâlnesc, cine sunt oamenii ăștia, cam ce au în cap, cam care sunt interesele lor de cunoaștere, cam ce valori au, cam ce orientări de valoare au. Că altfel mă duc doar așa ca să mă cer cu ei sau să vorbesc, să rămână discursul în tavan, pentru că ei nu sunt sensibili, iese din banda lor de sensibilitate. Și în sfârșit structuri simbolice. Simboluri, mituri, ritualuri. N-am să vă dau decât un exemplu, sunt multe exemple de dat aici. Când s-a dus a doua oară în America Centrală, după ce o descoperise Columb, cu mai multe corăbii, a luat și cai. Și când au coborât pe țăr, cei băștinașii care așteptau cu arcurile întinse, au văzut cai și călăreții pe cai și au lăsat arcurile jos și s-au prosternat în fața lor. De ce? Pe urmă au aflat europeni. În religia lor precolumbiană, da? Precreștină, exista o ființă mistică, mitică, o ființă de asta magică, jumătate om, jumătate animal, care venea să-i salveze, să le salveze sufletul, să-i ducă într-o lume mai bună. Și îi vedeau pentru prima dată om pe animal, pentru că ei nu văzuseră cai. În America de Sud și America Centrală, cai au fost duși de europeni. Și atunci, ce au văzut ei acolo? Au văzut ființa aceea magică, nu au văzut conquistadori. Cuceritori veniți călare pe cai să le cucerească pământurile. Vă dați seama, după ce s-au apropiat, n-a mai fost o problemă. Le-au dat oglinzi, le-au dat panglici colorate, margele de sticlă și s-au împrietenit. Iată de ce este foarte important să înțelegem schema aceasta. Emițătorul transmite un mesaj pe un canal către un receptor, dar acesta, nefiind un aparat tehnic, ci fiind uman, ori individ, ori grup, este în întâmpinare cu o activitate care se numește lectură, se întâlnește pe traseu cu structura mesajului și becul se aprinde sau nu se aprinde. Când se aprinde înseamnă că mesajul face sens, cum zic americanii, când nu se aprinde am perplexitate. Iată deci cum am acest filtru cultural pe care cultura mi-o dă, am în cultură un cod, adică limbajul prin care exprim cultura, sus, vârful piramidei. Am pe mijloc cunoașterea explicită, cunoașterea pe care o găsim în cărți, în cărțile vechi, începând cu, eu știu, cu Ion Creangă, cu Sadoveanu, în literatura noastră, Camil Petrescu, perioada interbelică, până la prozatoritate. În filme, în filmele lui Mircea Ciulei, în filmele lui Cristi Puiu, în filmografia românească. Tot ce este spus în filmele lui Sergiu Nicolaescu, na, cu Mihai Viteazul, Mircea cel Bătrân și Daci și Columnă. Deci, sunt filme, sunt cărți de istorie, sunt romane, sunt poezii care vorbesc despre noi, despre cultura noastră. Astea sunt explicite. Ce faci însă cu cea tacită? Cu acea parte a culturii care este cunoaștere tacită și care influențează sensul pe care noi îl dăm și cărților, și filmelor, și poeziilor pe care le auzim sau le citim. Iată aici cum e schema. Obiectul de cunoaștere este această femeie din stânga imaginii, care este percepută odată de un student, ea fiind studentă, da? Studentă, să spunem, sau tânără asistentă, cum vreți. Studentul se uită la ea într-un fel, profesorul se uită la ea într-un fel, iar secretara facultății se uită la ea într-un fel. Bă, nu îți puteți să veniți cu presupunere, așa. Vă puneți imaginația la încercare, cam cum se uită, ce vede în ea fiecare dintre cei trei, ia să auzim. Denis.
Ce credeți? Ce, cum îl vede, ce vede în ea studentul, ce vede profesorul, ce vede secretarul? La modul ideal, schematizăm acum, bineînțeles. Da, ascult, scuze. Nu, adică nu. Cred că toți știu că e studentă, dar e o chestie da. Comună, cumva. Dar da. Privirea studentului nu vă spune nimic? Da, adică da, el o vede în altfel, ca și cum ar fi gen o colegă, ceva de, cum zic, de egală, cumva, și altfel egală, o vede. Egală, de acord, dar dacă e și frumoasă și atrăgătoare, ce poate vedea în ea? Ceva interesant. Posibilă parteneră, bineînțeles. Exact, un potențial partener. E student și e egal cu ea. Profesorul ce vede? E profesor, nu derbedeu costumat în profesor. E profesor. Da, pentru ea deja, na, o vede că și... Student. Da, student de punct. Atât de. Da. Iar secretara de facultate, hai că știți asta. Toți studenții știți. Ce vede? Iar îmi strică ziua. Ceva de gen. Altă problemă. Da, exact. Mai vine și asta pe cap. Vedeți, ia o problemă în plus. Că trebuie să se întrerupă de la ce face acolo tot felul de tabele, trebuie să răspundă, trebuie să mai fie și politicoasă că pun o reclamă la prodecan. Observați? Deci, același obiect al percepției trezește în mintea noastră reprezentări diferite. Iată de ce trebuie să fim foarte atenți în comunicare. E o nebunie. Ca să ții cont de toate lucrurile astea și să mai fii și eficace și eficient, e îngrozitor. De aceea vorbim de competență comunicațională. În sfârșit, intru în primul punct. Și nu vreau să vă țin mai mult de o oră, cum i-am promis domnului Marcel. Hai să vedem. Competența lingvistică, pragmatică și discursivă. Să vedem despre ce e vorba. Sunt trei variante. Competența lingvistică este aptitudinea pe care o au locutorii unei limbi, vorbitorii unei limbi, dar eu l-am tradus și eu pe Chomsky, de a produce și înțelege un număr nelimitat de fraze diferite. Deci eu pot într-o limbă să înțeleg un număr nelimitat de fraze diferite. Nu un număr mic de fraze diferite și nici un număr nelimitat de fraze foarte asemănătoare. Mai simt un cuvânt. Dacă pot să produc, să înțeleg și să produc un număr, de regulă trebuie să o vorbești ca să o înțelegi bine, știți ce spune? Deci înțeleg, dar nu pot să vorbesc. Știu, înțeleg spaniolă sau italiană, dar când e vorba să vorbesc, îmi e greu. Când poți să și vorbești și să produci un număr nelimitat de fraze diferite, înseamnă că stăpânești limba. Deci ai competență lingvistică. Bun. Foarte important asta, că de multe ori nu înțelegem, fiindcă nu avem competență lingvistică. Eu mă uit cum subtitrează firmele astea, că unde sunt tineri, sunt studenți angajați. De multe ori nici au terminat facultatea și traduc, subtitrează filme pentru diferite case. Groaznic. Groaznic. Și nu știu ce sens au cuvintele și știu engleză, dar nu știu română. Sau nu știu semnificația. Ăla zice public relations și ea, în loc să spună relații publice, îmi traduce relații cu publicul. Deci o serie întreagă de erori care țin de competențe lingvistice. Deci asta a fost definiția celebrului Chomsky. Sper că nu e cineva care nu știe cine, Noam Chomsky. E suficient să intrați pe internet să aflați cine e. Pe urmă, competența comunicațională în punctul 2, competența pragmatică. Asta înseamnă cum te comporți în contextul comunicării. Pragmatismul înseamnă modul în care folosești limba. Să știi despre ce vorbești într-o anumită situație. Băi, sunt la o nuntă, sunt la o înmormântare. Ce subiecte pot să abordez într-un context și ce subiecte pot să abordez în altul? Sunt la facultate în timpul unui curs, deci amfiteatru universitar sau sunt pe terenul de sport? Nu e vorba cum vorbești, atențiune, despre ce să vorbești. Este vorba de o agendă. Care sunt temele pe care le poți aborda în diferite situații? Pe urmă, să realizezi sincronizarea mimicii cu propriile tale spuse. Dar și cu spusele partenerului. Omul ăla să vaită, fii și tu.
dacă nu compătimești cu el, măcar să fii serios, așa, să-l asculți, nu să râzi. Să zâmbești, că ți-a adus aminte de ceva, că este jignitor. Și omul ăla o ia ca pe un atac la persoană. Să menajezi imaginea celuilalt. Este exact ce vă spuneam. Încearcă în așa fel încât celălalt să se simtă valorizat, pozitiv, deci pus în valoare, și că este, de multe ori se spun în vânzări, de pildă, clientul să aibă impresia că e cea mai importantă persoană din viața ta. În momentul ăla, cel puțin. Da. Asta înseamnă capacitatea de a-i da importanță celuilalt și de a te purta cu el frumos, cum te porți cu un semen de al tău pe care îl consideri la fel de important cum te consideri și pe tine. Asta ar fi o societate politicoasă. Da? Polite society. O societate pe care au încercat americanii să o construiască prin această normativitate pe care au construit-o când au zis political correctness. Corectitudinea politică nu este politică în sensul ăla de guvernanți, ne impun de sus oamenii politici, partidele politice, guvernul. Nu. La ei știți că sunt mai multe sensuri ale politicului, și ca politică, și ca policy, da? Și ca politic, political. Deci există mai multe sensuri. Când vorbești de politic în sensul general, înseamnă social, de fapt. Fiindcă vine din grecescul polis, care înseamnă cetate, sau societate, sau comunitate, polis. Când Aristotel a spus că omul este zon politicon, n-a spus că e un animal politic în sensul în care spuneau ăștia despre Băsescu, un animal politic, adică le-o face ăstora, știe să-i manevreze. Nu, nu era vorba de politică. Animal politic înseamnă, în traducere contemporană, animal social. Adică suntem o ființă socială. Se dovedește acum că suntem obligați să stăm izolați. Cât de mult suferim. Pentru că esența noastră, care este socială, este trunchiată, este decupată, e ciuntită. De-aia suntem nefericiți. Deci, este vorba de o corectitudine socială pe care americanii au încercat să o impună pentru a fi, a ne proteja unii pe alții. Și spuneți, da, dar de ce neapărat trebuie să fiu eu politicos cu omul ăla? De ce trebuie să-i menajezi imaginea? Că poate imaginea lui despre sine este mult prea bună în raport cu ce merită. Poate să supraevaluează. Se poate. Dar dacă tu vrei să ai în continuare un partener de discuție, să nu-l transformi în doar un apărător și înceapă să gândească la cum să-ți dea replica, să vezi că nu este cum crezi tu despre el. Sau începe să atace. Dă, ca la box, îți dă, te trezești cu o directă de stânga. De ce a dat-o? Să-ți o plătească. Ce ai făcut cu asta? Ai pierdut un interlocutor. Deci tu nu mai cu cine să vorbești. Pentru că omul ăla ori vrea să se răzbune, să spună și el vreo două, ori vrea să-ți demonstreze că greșești când crezi că este ipocrit. Sau când crezi că promite și nu se ține de cuvânt. Sau când... Și vezi cum eu spui. Eu nu zic să nu spune, mai ales când e vorba de un prieten. Sau mai ales dacă e vorba de un medic care vorbește cu pacientul lui. Dacă e vorba de un profesor care vorbește cu elevul lui. Intră în fișa postului să-i spui omului adevărul despre el. Dar vezi cum eu spui. Pentru că dacă îl transformi în dușman, nu mai poți să-ți faci meseria. Nici de medic, nici de profesor. Și în sfârșit să rămânești comportamentul cerut de genul de discurs abordat. Veți vedea în continuare la competența discursivă că există mai multe genuri de discurs și că fiecare presupune un gen de comportament. Una e discursul politic, alta e discursul universitar, alta e discursul artistic, alta e discursul, eu știu, la înmormântări, da? Cum se numesc astea care să rostesc la înmormântare? Necrolog, să rămână. Un necrolog, poate fi un necrolog, sau ești la o nuntă și atunci faci niște urări optimiste și de viitor. Iată, deci,
cât de important este să avem competență pragmatică. Știți care e problema? Că această competență pragmatică este normată de la o cultură la alta destul de diferit și în multe situații foarte diferit. Foarte diferit. Și atunci trebuie să ai grijă. Cum, apropo, dacă te duci la japonez și te uiți după sincronizarea mimicii, ai încurcat-o, pentru că ei tot timpul vor zâmbi. Ești nu știi ce înseamnă zâmbetul ăla, pentru că ei tot timpul zâmbesc, vor zâmbi. Orice tâmpenie, ei se izează că e o tâmpenie și continuă să zâmbească. Și să aplece în fața ta respectoși. Deci sunt culturi și culturi în care devoalarea trăirilor personale, a imaginii despre tine, este mai mult sau mai puțin vizibilă. Sunt și culturi foarte expansive, care au tot timpul feedback. Ați văzut când ne ducem în Occident și la americani mai ales. Oh, yes, yes, no, no, really, wow, ok, wow, tot timpul au replici. Tu vorbești, le povestești ceva și tot timpul se minunează. De ce? Pentru că au învățat să-și dea feedback unii altora. Da, domne, te urmăresc, chiar mă interesează, oh, mă fascinează ce spui. Tot timpul își dau acest feedback și fac comunicare mult mai ușoară și mai eficient. Și ca să observa că nu-și dau etichete. Nu se înjură, nu se... Au treaba asta cu fuck you în toate variantele posibile, o declină. Dar nu au această... Nu se fac idioți, tâmpiți, animale, bestii. N-au treaba asta. Pentru că au anumită ținută această corectitudine socială pe care... Unde s-a exagerat, cu ea sunt de acord. Sunt mulți care se ridică inconștienți, care aruncă odată cu lăturile din copaie, aruncă și copilul. Una e să te ridici împotriva abuzurilor care se fac în numele corectinii politice și alta e să te ridici împotriva corectinii politice. Adică lăsați-ne, doamne, să ne jurăm între noi. Care e problema? Nu. E o invenție foarte frumoasă și laudabilă a societății umane, această corectinie politică. Nu trebuie să abuzăm de ea. Să ajungem să interzicem cuiva să spună adevărul sau să aibă libertatea de exprimare pentru că jignește pe unul sau pe altul. Competența comunicațională mai presupune în al treilea rând competența discursivă. Ce trecem prin ea? Desemnează aptitudinea unui subiect, unui locutor, da? Unui vorbitor, de a produce enunțuri adecvate unei formațiuni discursive determinate. De pildă, aptitudinea unui emițător liberal de a produce enunțuri liberale. E foarte important. Eu am așteptat ani de zile să aud de la președintele Partidului Liberal Antonescu, Crin Antonescu, un enunț liberal despre politice. N-am auzit. Pe partea cealaltă, am așteptat 4 ani de zile de la un premier al Partidului Social Democrat, Adrian Stase, să spună un enunț social-democrat. Adică un denunț care să arate că e de partea muncii împotriva capitalului, este de partea oamenilor care muncesc își câștigă munca prin salariu, de partea angajaților și nu e de partea angajatorilor, nu. Tot timpul au luat decizii în favoarea angajatorilor. Și când au făcut codul fiscal și când au făcut codul muncii. La conducere un partid social-democrat. Unde era președintele Partidului Social Democrat? În fruntea guvernului. Era, de ce n-am auzit de la el discurs social democrat? E o întrebare. Dacă ăștia chiar erau social democrați. Sau găsiseră și ei un partid în care să spună că fac politică. Vedeți ce înseamnă? Să nu ai competență discursivă, nu te mai crede lumea. Nu te mai crede lumea și până la urmă intri cu ăștia în gard. Toți ăștia au sfeclit-o. De ce? Pentru că ei nu au avut așa competență discursivă care să-i facă atât de credibil încât milioane de oameni să vină după ei și să-i voteze în continuare. Ori formațiune discursivă nu înseamnă doar ideologie politică, să știți. Poate fi și o religie. Dacă sunt creștin, să produc enunțuri creștine. Dacă mă revendic de la biserica ortodoxă sau de la Biserica Adventistă de ziua 7-a, eu trebuie să produc enunțuri care să-mi exprime această formațiune discursivă, care este, de fapt, o exprimare discursivă a unei formațiuni ideologice, care nu e doar politică.
Poate fi religioasă, poate fi socială, poate fi educațională. Da? Avem concepții diferite despre educarea copiilor, despre educarea elevilor, despre ce facem cu studenții. Îi mai educăm sau doar îi reinstruim? Sunt concepții diferite, sunt școli de gândire diferite. Eu trebuie să fiu capabil să produc enunțuri în domeniul ăla, pe varianta aia. Asta înseamnă competența discursivă. Ori în politică, în religie și în general în meserile în care depinde mult de comunicare, este fundamental să ai competența discursivă. Haideți să vedem punctul 2. Am trecut la noțiuni, principii și reguli ale discursului eficient. Conceptul de discurs. Pe de o parte este definit ca ansamblu de enunțe ale unui enunțător care se referă la un subiect unic, un topic, cum zic anglosaxon. Ce înseamnă asta? Totalitatea enunțelor pe care Klaus Iohannis le produce despre integrarea României în Uniunea Europeană. Și atunci vei vedea că el are un discurs, poți să zici discursul pro-european, nu, discursul lui Klaus Iohannis despre integrarea europeană a României. Poți să-l compari cu discursul lui Liviu Dragnea despre integrarea europeană a României. Și vei vedea că sunt două discursuri aproape oposabile. Pentru că unul și pune lucruri concrete pentru integrarea noastră în Uniunea Europeană, celălalt o recunoștea doar de formă, demagogic, și lua măsuri și venea cu probleme care țineau de neintegrare și care vorbea tot timpul de dreptul nostru de a fi suveran, faptul că suntem tratați ca repetenții ai clasei. S-a trimis-o pe doamna Viorica Dăncilă la Bruxelles, care și-a început discursul: eu n-am venit aici să iau lecții. Deci acest gen de încăpățânare de catâri, tu ești repetentul clasei, dar totul faci scandal că nu ți se dă premiu, a îndepărtat foarte mult România dintre țările luate în serios și Partidul Social Democrat din România de Mișcarea Socialistă, prezentă în Parlamentul European. Au fost la un moment dat tentațe ideea afară din Mișcarea Socialistă, nu s-au îndurat pentru că sunt foarte mulți membri în Partidul din România, deosebit de alte partide socialiste din alte țări europene. Pragmaticii spun așa, e o enunțare ce presupune un locutor și un auditor, dar și intenția locutorului de a-l influența pe celălalt. Deci neapărat, dacă am cel puțin doi oameni care vorbesc, am un discurs. Ai un discurs, dar mai ai un lucru. Intenția unuia de a-l influența pe celălalt. Adică de a-i influența sau chiar a-i schimba o percepție sau reprezentare, o atitudine și un comportament. Analiza discursul, ce ar însemna în cazul ăsta? Ce predau eu la facultate? Unii spun că e pur și simplu analiza uzului limbii, analiza folosirii, modul în care folosim limba, e cea mai generală definiție. Alții spun că e studiul folosirii reale a limbajului de către locutori reali în situații reale. Nu este un studiu de tip lingvistic, fiindcă atunci mai e lingvistică, nu mai e analiza de discurs. Lingvistica vine și spune care sunt regulile sintactice, morfologice, de exprimare corectă într-o limbă literară. Nu. Cei care fac analiză de discurs fac analiză de folosire reală, la piață, la obor. Limbajul real folosit de către locutor real. În ce situații? Reale. Cumpăr niște morcovi. Și întreb, cât ai bre morcovia? Și aia îmi spune, 2 lei, maică. Într-un manual de lingvistică, mi s-ar fi spune, îi dau cu mâna. Pentru că asta înseamnă răspuns la întrebarea, cum îi dai. Sau îi dau încet, îi dau repede, îi dau cu plăcere. La piață, sensul cu expresiei, cum îi dai, este ce preț au. Eu știu, ea știe, îmi spune prețul. Iată ce înseamnă studiul. În lumea anglosaxonă vreau să vă spun că analiza de discurs se mai numește și analiza conversațională.
Pentru că anglosaxonii pleacă de la o teză cu care eu sunt de acord, o accept și lucrez pe baza ei că orice discuție este o coproducție. Sheklov, un mare specialist al psihologia discursului. Orice discurs este o operă colectivă. El este opera celui care produce enunțuri și este opera celor care le receptează, le lecturează și produc un sens. Deci ce este, dacă mă întorc la primul slide, ce este, unde e discursul acolo, unde am scris sens, deasupra becului. Dacă becul se aprinde, înseamnă că am un discurs. Da? Ce înseamnă asta? Că am contribuit la producerea discursului și eu și dumneavoastră. Asta înseamnă orice discurs este o coproducție. Conceptul de analiza discursului este cel mai bine definit de Dominic Mengino. De-aia am pus-o aici mare în mijloc, să o rețineți pentru că e interesant modul în care gândește. Școala franceză de analiza discursului. Analiza discursului reprezintă analiza articulării textului și a locului social în care se produce. Text e toată lumea ce e. Ce e la loc social? E un loc definit simbolic. Nu este un loc definit geometric și nici un loc definit geografic, latitudine și longitudine. Este un loc definit simbolic. Biserică. Poate fi o sală oarecare. Dacă e sala de adunare a unei biserici adventiste, e biserică. Amfiteatru. Poate să fie o sală cu niște mese și cu o masă în față căreia îi spunem toți catedră. Nu diferă de celelalte mese, dar are definiția de catedră. Cei care intră în acea sală intră într-un amfiteatru universitar. Are formă de amfiteatru nou, geografic, geometric, nu are treabă cu ideea de amfiteatru, dar simbolic, da. În amfiteatru universitar intră oameni care au fost selectați în urma unor concursuri de admitere, în urma unor examene de an și de semestru, că așa au ajuns până în anul 3 să vină la curs, iar profesorul este și el produsul unui întreg proces de formare și de selectare care îl face să ajungă în fața studenților care vorbească. Toți au niște așteptări comune de la celălalt, studenții au așteptări de la profesor să învețe ceva nou de la el, interesant și folositor în viitoarea meserie, iar profesorul are așteptări de la ceilalți să fie interesați, să pună întrebări, să-și ia notițe, fiindcă nu degeaba au venit la facultate și nu degeaba sunt la curs. Înseamnă că sunt interesați de propria lor dezvoltare. Studenții să așteaptă să nu fie jigniți de către profesor, că nu suntem într-o sală de clasă la școala generală, suntem în afiliat universitar. Profesorul are și el așteptări de la studenți că nu va fi jignit și nu îi se va vorbi urât. Ce înseamnă asta? Că un loc social e un loc în care definiția lui simbolică ne permite nouă să ne anticipăm unii altora comportamentul. Să ne controlăm comportamentul propriu și să anticipăm, adică suntem predictibili, previzibili unii pentru alții. Iată de ce este foarte important de înțeles că textul și contextul sunt două elemente fundamentale ale discursului. Luați în mână un bec și în mână o dulie și vedeți să potrivește sau nu. Știți că de multe ori dulia e prea mică, e dăvăioză, becul e mare, nu merge. Invers, când ți se arde becul, întâlnești și tu tot felul de... Sau becul e mic și dulia e prea mare. Când se potrivește și se învârte și se mai și aprinde, atunci ai un discurs. Textul și contextul se pupă. Formează un întreg funcțional. Face sens și transmite informații, valori, atitudini altora. Acum, genuri de discurs. Tipologia înseamnă o clasificare făcută pe baza unui criteriu. Totdeauna trebuie să fie un criteriu unic. Da? Nu poți să zici să treacă în stânga studenții cu medii peste 7, în dreapta studenții cu medii sub 7 și la mijloc să stea blonzii. Nu poți să faci asta. Că nu mai știu unde să stea blonzii fără sub 7 și blonzii cu medii peste 7.
Deci problema care e? Că o clasificare trebuie să fie conform unui criteriu unic și consecvent, cap-coadă. Asta înseamnă că mi-a ieșit o tipologie, adică o împărțire pe tipuri. Vă spun asta fiindcă deseori aud oameni instruiți care spun tipologie în loc de tip. E, da, ține de tipologia lui. Nu, ține de tipul din care face parte. Tipologia este toată clasificarea, după un anumit criteriu. Și atunci, criterii de clasificare, uitați. Unii spun că formațiunea discursivă ar fi principală. Este folosită în școala franceză, da? De Petit Jean. Termenul a fost introdus de Michel Foucault pentru a desemna totalitatea enunților care se raportează la un sistem unitar de reguli determinat istoric. Benghino comentează definiția asta lui Foucault și spune, domnule, el a vrut să evite folosirea unor termeni prea tociți, prea uzitați. Teorie, ideologie, știință și le-a zis la toate generic formațiune discursivă. Ce vă spuneam adineori? Formațiunea discursivă poate fi și politică, liberală, naționalistă, social-democrată, poate fi și religioasă, musulmană, creștină, creștin-ortodoxă, creștin-catolică, protestantă, neoprotestantă. Bun. Genuri de discurs. Care sunt caracteristicile care definesc un gen? Important că dumneavoastră trebuie să știți când vă duceți. Sunteți studenți la medicină, sunteți studenți la politehnică, sunteți studenți la istorie sau la alte facultăți, știți foarte atenți. Am odată statutul colocutorilor, cei cu care te întâlnești, ce fel de... Pentru că dacă tu ești medic și ei sunt pacienți, e un tip de discurs. Dar dacă și ei sunt medici, e altul de discurs. Circumstanțele temporale și spațiale. Când și unde are loc producția de enunțuri. Suportul și modul de difuzare. Suportul joacă un rol foarte important. Pentru că el a schimbat, de pildă, conversația, telefonul. Conversația, când a apărut telefonul, a devenit altceva între oameni decât era înainte. Prin intermediul scrisorilor sau prin intermediul face-to-face. Microfonul a modificat predica religioasă. Predica religioasă nu mai poate fi doar strigată ca să audă și cel din ultima bancă. Și încep să strigi, sau microfonul a făcut posibilă exprimarea corectă, normală, nuanțată, de multe ori chiar puțin dramatizată. Mă uit la pastorul Nicu Butoi, care face de multe ori teatru, intră într-un rol, face ca ăla despre care vorbește, își imită cățelul de acasă, face de toate ca să înțeleagă oamenii de acolo mesajul. Și până vine cu citatul din Biblie. Iată deci cum poți să faci astfel de lucruri când ai un microfon aici, o lavalieră. Nu poți să faci oricum. Când strigi, strigi. Și nu mai ai nuanțele necesare unui discurs frumos, sensibil și convingător. Vedeți? Temele. Și temele care pot fi introduse. Lungimea discursului. Sunt genuri de discurs care presupun discursuri mai lungi, altele mai scurte. Și modul de organizare a discursului. Cum îl organizăm? Există niște structuri, se numește script, sau alții zic suprastructura discursului. Știrile, de pildă discursul știrist, al emisiunilor de știri, au o anumită suprastructură. Titlul, șapou, și pe urmă vine istoria, povestea propriu-zisă, plus interpretarea ei. Și atunci vei avea o structură de știre. Genurile de discurs. Ia uitați ce frumos spune Bakhtin. Ăsta este unul dintre mari reprezentanți ai școlii formaliste ruse, de la Saint Petersburg, care spune în estetica unei creații verbale, spune așa: în fenomenul de înțelegere a vorbelor celuilalt, noi știm de la început, adică de la primele cuvinte, presimțim genul, ghicind volumul, adică lungimea aproximativă a discursului, structura compozițională, prevăzând finalul, altfel spus, încă de la început suntem sensibili la întregul discurs. Sau întregul discursiv, spune el aici. Ce înseamnă asta?
că omul are capacitatea de a intui globalul, întregul, prin raportare la genul de discurs. Cam știm ce ne așteaptă, știm unde ne ducem, știm cât va dura, știm că vom avea și noi timp de întrebări, de răspunsuri, nu vom avea. E conferința de presă închisă, e conferința de presă deschisă, e doar o declarație de presă. Toate astea, genuri și subgenuri de discurs, sunt cunoscute de oameni și te duci pregătit și sensibil dinainte. Despre discursul specializat vreau să vă spun. Sigur că le știm. Avem discursul științific, discursul tehnic, discursul profesional în orice domeniu, cum ar fi turismul, ceasonicăria, jurnalistica. Nu neapărat să fie științific sau tehnic, dar e profesional. Are niște coduri ale lui pe care le știu doar cei din profesie. Se numesc coduri restrânse. Discursul religios are alt tip, altă organizare, alte... și discursul politic. Deci discursul specializat este întotdeauna obiectul unei lingvistici aplicate, unei teoria discursului care se duce pe domeniul. Legile discursului, 4, și ultima variantă, este ultimul tronson al cursului. Sunt acele reguli ale schimbului verbal, variabile din punct de vedere cultural, pe care fiecare dintre parteneri le respectă și în același sunt presupune că sunt respectate. Înțelegeți pe ce stă faptul că ne înțelegem? Înțelegerea noastră, în orice cultură, stă pe faptul că există niște legi implicite, date, învățate prin educație, prin învățare socială, abar n-avem, că de multe ori învățăm tacit, nu știm că învățăm. Și ne trezim că respectăm niște reguli, pe care știm că și ceilalți le respectă. Cel care nu le respectă, trișează. Asta e problema. Consensul și unitatea unei comunități stă în numărul, ponderea celor care respectă regulile scrise sau nescrise. Pentru că atunci când apar oameni care le încalcă, sunt prea mulți, devin mai mulți decât e funcțional, oamenii nu mai știu cum e mai bine să le respecte sau să nu le respecte. Sunt cercetări făcute acum câțiva ani pe un eșantion foarte reprezentativ, 1600 de angajați cu studii superioare din România. Și păcate acolo spun 86% dintre ei spun că ei nu respectă, că ar respecta regulile morale și etice în societatea românească, te face să pierzi, ești întotdeauna perdant. Nu câștigi. Vă dați seama ce spun? 86%, deci 9 din 10 români, recunosc că nu le respectă. Ei nu au spus-o direct despre ei, pentru că așa e întrebarea sociologului pusă în câș ca să poată să răspundă. Ce credeți? E indicat să respect? Zice nu, că ai de pierdut. Și atunci, când știi că ceilalți nu le respectă, nu știi ce să mai faci. Pentru că s-ar putea într-adevăr să pierzi dacă toți ceilalți le... Iată de ce în comunicare este foarte important să le respectăm. Pentru că altfel trișăm, mințim, devenim ipocriți. Clasificarea e după criteriul lingvistic și după criteriul comportamentului, o să vedem imediat. După criteriul comportamentului avem principiul cooperării și principiul politeții. Să vedem ce interesant e. Principiul cooperării. Contribuția ta în cadrul în care are loc să fie în așa fel cum se cere de către scopul convenit sau direcția discuției la care participi în momentul respectiv. Dom'le, avem un scop convenit, cum a fost de cazul ăsta. V-a spus domnul Marcel din timp că vom vorbi despre competența discursivă, că vine profesor Borțun. Ați știut la ce veniți? Avem un scop. Nu pot să mă abad de la el prea mult. Mai fac niște paranteze culturale, lingvistice, de viață, v-am spus, cum fac și la studenți, dar nu pot să fac foarte mult, pentru că trebuie să rămânem la scopul convenit, pentru care ne-am întâlnit. Dar și direcția pe care o ia discuția, dacă la modul spontan, fără să o impună cineva anume,
oamenii simt nevoia să discute și altceva. Niște probleme care apar în toiul discuții, probleme noi, aspecte noi, subsecvente celor pe care am zis că le discutăm, atunci le discutăm. Și tu trebuie să mergi în direcția asta, nu să zici, haideți să ne întoarcem la oile noastre. Păi stai bre, că oile noastre au rămas în urmă, acum o oră vorbeam, am ajuns la altceva. Devii penibil, devin enervant și cronofag. Le mănânci timpul celorlalți. Și cu timpul vei începe să fie evitat. 2. Principiul politeții. Cere evitarea actelor amenințătoare pentru imagine. Cum spun americanii, face threatening acts. Da? Ce înseamnă actele astea, FTA? Când nu menajezi imaginea celuilalt. Riscul fiind că l-ai pierdut de interlocutor, v-am explicat anineori de ce. Din aceste principii ies legile, maximele conversaționale lucrurile. Și cu asta voi termina. Sunt 4 maxime, adică reguli maximale, pe care nu le respectăm noi chiar toată ziua, zi de zi și ceas de ceas. În fiecare zi, de dimineața până seara. Maxima cantității, a calității, maxima relevanței și maxima maniere. Hai să vedem despre ce vorbim. Maxima cantității e reglementată. Ea trebuie să se rezume în limitele impuse de obiectivul schimbului respectiv, adică de scopul comunicării. Dacă e prea puțină, nu contribuie la scopul comunicării. Nu lămurește problema, nu vine cu o soluție. Dacă e prea multă, devin excesiv, cronofag și plictisitor. Da? Deci intervenția ta să fie atât de informativă pe cât e necesar. Nu fă mai informativă decât e nevoie. Maxima calității. Cere ca interlocutorii să spună numai ceea ce cred că este adevărat. Asta nu înseamnă că trebuie să spui tot ce crezi. Tot ce știi tu că e adevărat. Că nu ești copilnic. De multe ori faci rău altora dacă o spui. Îți faci rău ție. O spui cui nu trebuie. Află cine nu trebuie de niște lucruri despre tine sau despre alții. Deci trebuie să știi ce spui. Dar nu spune, domne, lucruri pe care nu le crezi. Încercați să faceți exercițiul ăsta, să vedeți cât de bine vă simțiți dumneavoastră și ce impact de credibilitate aveți asupra altora. Începe să deveniți tot mai respectați de la o zi la alta, începe lumea să vă asculte când luați cuvântul, vorbiți rar, dar lumea știe că atunci când vorbiți, spuneți lucruri corecte, în care credeți și pentru care aveți probe. Nu sunteți genul care sare de una la alta, are tot fel de teorii, a citit el pe internet, că Bill Gates nu știu ce a făcut, că ăla nu știu ce face, că tot felul de... Nu! Când ai argumente pentru ce spui și ești convins că e adevăr, spui. Când nu, taci din gură. Lasă-i pe alții să piardă timpul în pălăvrăgeală. Deci ce spune Grice în ce spun jos cu roșu e citat din Grice. Să nu spui ceea ce crezi că e fals, să nu spui ceva despre care nu ai date suficiente și adecvate. Dacă ai, poți să nu le iei la tine. Știți cum e? Le spui, domne, mă duc acasă, uite, mă duc acasă. Stai, domne, stai că te credem. Le am acasă, domne, te credem, domne, stai aici, las. Te simte, omul te simte dacă tu ești cinstit, dacă spui ce crezi că e adevărat și dacă ai date argumente adecvate. Nu argumente de asta. Mi-a spus mie, fiu că epidemia va mai dura un an. Dar fiul dumneavoastră unde lucrează? Păi nu lucrează. Păi câți ani are? Are 7 ani. Ah, mersi. Deci, adecvarea dintre conținutul unei informații și sursa ei trebuie să se potrivească. Și atunci am date suficiente și adecvate pentru ceea ce am spus. Maximele conversaționale, ce? Maxima relevanței. Orice intervenție într-un schimb verbal să se coreleze cu celălalt și să fie legată de tema în discuție. Ce vă spuneam. Vine din principiul cooperării. Rămâi la temă, la scop și te corelezi cu ce spun alții. E formă de respect. De multe ori să știți că vă ajută în audiență. Sunteți ascultați mai ușor dacă citați pe unul dintre cei care au vorbit înainte. Mai ales dacă tu ești venit mai recent într-un grup și ceilalți sunt mai vechi. Mai ales dacă cel care a vorbit înaintea ta e liderul de opinie. Începi prin a vorbi despre el.
cum spunea și domnul Cutare, toată lumea tace că domnul Cutare e liderul lor de opinie. Culmea că tace și liderul de opinie, că l-ai făcut curios, ia să văd. M-a înțeles bine? Ce vrea omul ăsta să spună? Și în momentul în care liderul de opinie te ascultă, te ascultă și ceilalți. Asta e una dintre tehnicile cele mai simple de acces la cuvânt. Pentru că veți vedea că accesul la cuvânt e o problemă foarte dificilă. În unele culturi sau subculturi e greu de tot să iei cuvântul și să fii ascultat. În alte culturi, mai deschise și mai comunicative, e mai ușor. Maxima relevanței este încălcată adesea prin informații parasitare, inutile. Și una dintre informațiile inutile este generalizarea nepermisă. În loc să faci o specificație locală, punctuală, tu te-a pus să generalizezi. Uitați, poți să spui cuiva, nu mai promite lucruri care te depășesc. Sau poți să zici, prietenește, mă, Vasile, am observat la tine mai de mult. Vreau mai de mult să spun. Vezi că tu ai obișnuit să promiți, așa te-a prins, promiți niște lucruri care te depășesc. Nu poți să te ții de cuvânt. Și e păcat că te faci de râs. O ia de mână. Dar dacă spui că toți românii promis lucruri care te depășesc, îl jignești. Îl jignești în identitatea lui că poate e un mare patriot, poate chiar naționalist și face urât la orice critică și spune un lucru incorrect, pentru că nu toți românii fac treaba asta. Promit lucruri care îi depășesc. Iată, deci încercați să evitați acestă... Când am preiem noi mai mult decât trebuie, știți că am o zis, nu. Sunt lucruri care trebuie spuse exact cât merită spus. Nu nici mai mult, nici mai puțin. Și în sfârșit, maxima manierei. Se referă la modul în care trebuie formulate intervenții în construire. Modul în care, da? Claritate. Asta înseamnă evitarea obscurității, ambiguității, când un cuvânt poate însemna și una și alta. A prolixității. Și structura logică a enunțului. Și să vedea în exemplele care urmează și care încheiem, cât de grav este când... Nu ai o ordine un text sau nu are prolixă și ilogică. Nici nu știți ce sensibilitate am eu în suflet, dar nu știu să mă exprim. Dacă aș ști, aș vorbi mai frumos decât Liceanu și Pleșu. Aici e clar că am o cădere de logică, da? Am citit manualul războinicului Luminii cu două marchere. Cu galben am subliniat pasajele care mi-au plăcut și unde m-am identificat cu eroul cărții, iar cu verde pe cel care nu mi-au plăcut și nu le-am citit. O ordine a cuvintelor care îl face rizibil, penibil și necredibil. Mă sperie atracția acestui partid care o are la populație. Aici e clar că e agramatism. Partidul Noua Generație are o orientare de centru, când la stânga, când la dreapta, de la caz la caz. Aici se vede clar că omul nu știe ce înseamnă partid de stânga, partid de dreapta și partid de centru. Depinde că la centru înseamnă când așa, după conjunctură. Am promis că pe trădătorul ăsta de Dan Voiculescu o să-l distrug până o să-l nenorocesc. Evident că aici poate avea un sens dacă spunea invers, am să-l nenorocesc până am să-l distrug. Deși și asta e discutabil. Tăricianu VIP, vă spun eu ce VIP e very important papagal. Auzi la el ce tupeu obraznic. Lăsând la o parte pleonasmul cu tupeu obraznic. Very important papagal. Asta este clar atentat la imaginea celuilalt. Este încălcarea principiului politeții, despre care vorbeam adineori. Care se încalcă pe scară largă în România, în spațiu public. La botezul copilului Dică, ăsta a fost un fotbalist și pe urmă antrenor la Steaua. Am băut șampanie și după aia am spart paharul, fiindcă așa sunt eu. Sunt un om care am sentimente, care trăiesc. Deci să ai o minte atât de simplă și un discurs atât de primitiv încât să reiasă că numai oamenii care spar pahare au sentimente, numai ăștia trăiesc. Meritul pentru titlul câștigat la Steaua e 50% al lui Olăroiu și 50% al lui Protaso. Iar cel mai mare merit e al meu. Deci al lui era restul, până la 100%.
dacă marcăm un gol la început, putem să jucăm și la 0-0. Asta este, produce râs, dar poate fi scuzată. S-a gândit, a vrut să spună, putem să jucăm la meci nul, la egal. E, toate lucrurile astea sunt adunate de mine într-o carte în care am adunat toate greșelile pe care le-am văzut în 8 ani de monitorizare a mijloacelor de comunicare. Cărți apărute în edituri și s-a numit Marea Neagră. Știți ce e Marea Neagră? Când se sparge un petrolier și marea este inundată de petrol și care omoară, sufocă vegetația și ființele acvatice din marea respectivă. Marea Neagră, limba română sub asediu. Subtitlul: greșeli de exprimare în mass media din România. Da? A apărut în 2015 la Tritonic. Și acolo am un citat, un moto. Oriunde vei vedea îmbrățișarea binevoitoare a unui limbaj stricat, acolo va fi cu siguranță o stricăciune a moravurilor. Stricăciunea limbajului, dacă este răspândită, arată că oamenii de la care provin cuvintele acestea sunt decăzuți. Nu te minuna că tipul acesta de elocință stricată este îmbrățișată cu cântare, nu doar de publicul cel mai grosolan, ci și de mulțimea celor educați. Aceștia se deosebesc între ei prin veșminte, nu prin judecată. Ăsta e Seneca. Iată ce am vrut să vă spun. Cartea asta a primit premiul pentru cea mai vândută carte în 2016. A primit bestseller Tritonic. Vă mulțumesc pentru atenție. Adresa mea o vedeți jos. Adresa de la Facultatea de Comunicare și Relații Publice. Acum, s-a făcut o oră jumate de când ne-am întâlnit, e 8 fix. O întreb dacă domnul Marcel este de acord, că dânsul este moderatorul. Eu aștept cu interes și cu plăcere întrebări sau completări din partea dumneavoastră. Să știți, nu sunt ipocrit, nu sunt fariseu. Chiar vreau. Dacă dumneavoastră vă permite să mai stați și dacă mai aveți chef, dacă nu ați obosit cu discursul ăsta meu de o oră jumate, fără pauză. Aștept. Noi ne bucurăm foarte mult că l-am și înregistrat. O să ne prindă bine la un moment dat ca material pentru a revizui, că sunt foarte multe informații. Dacă dumneavoastră aveți timp, ne-ar plăcea să ne mai răspundeți la câteva întrebări. Sigur că da. Ok, hai să vedem. Dacă au fost, dacă v-ați notat câteva întrebări din timpul prezentării. Eu aveam o întrebare chiar de la acum, la ultimul citat, citatul acela de Seneca. Dați un pic înapoi slide-ul. Ce mi s-a părut așa, sau nu știu, cu care nu sunt, un lucru cu care nu sunt foarte de acord, stricăciunea limbajului, chiar dacă este stricăciunea limbajului, dacă este răspândită, arată că oamenii de la care provin cuvintele acestea sunt decăzuți. Cred că dacă este răspândită, poate schimbe un pic mesajul, dar dacă aș spune doar stricăciunea limbajului arată că oamenii de la care provin cuvintele sunt decăzuți, nu prea sunt de acord cu propoziția asta, care mi se pare că generalizează puțin. Trebuie să luăm în considerare că sunt oameni care, din lipsa educației sau a mediului în care au trăit, pur și simplu au, da, deficiențe de limbaj, dar nu pot să spui că sunt decăzuți. Eu când spun decăzuți, mă gândesc decăzuți din punct de vedere moral. Știu, ăsta e sensul pe care domnul ăsta, aveți dreptate. Iar cel care a tradus din latină trebuie să se gândească la... În epocă, decăzut nu însemna decăzut din punct de vedere moral. Însemna corupt, alterat. Corupție în sensul general, nu cum zicem noi acolo, e corupt că fură și încalcă legea. Și ia mită și ia șpagă. Nu. Omul corupt este omul care este alterat în ființa lui umană. Este un om alterat, e corupt, e decăzut. Ăsta era sensul în epocă. Din păcate, aveți dreptate. Dacă luăm doar ca decăzut moral, nu. Pentru că eu cunosc foarte mulți oameni care fac greșeli de gramatică. Folosesc aiurea cuvintele. Cred că fortuit înseamnă forțat. Cred, toți spun tot la fel.
în loc de la fel sau tot așa, spun ca și profesor în loc de ca profesor. Deci sunt tot felul de, doamne, zilnic le aud. Dar unii sunt oameni serioși, oameni muncitori, oameni care își fac treaba acolo. Și oameni care nu fură, nu mint. Nu-s de căzuți, așa este. Însă am folosit acest citat din Seneca pentru că este foarte dur și arată, de fapt, legătura dintre starea de decadență a unei societăți și starea limbajului. Și cred că aici are dreptate, în mare. În mare. Pentru că atunci când, știți, o societate este normală, are grijă și de formarea copiilor, și de formarea tineretului, și de arte, și de știință, și de toate. E și o preocupare pentru limbaj. Cum ne preocupăm de cum ne îmbrăcăm, dacă formarul de la fustă este la mijloc, dacă linia de ciorap este pe centru, dacă pantofii mei sunt în regulă și sunt șterși și rălucesc și la spate și în față, dacă freza mea este corect făcută, avem grijă la astea și când vorba de limbajul nostru, nu avem grijă? Limbajul care ne reprezintă și care ne arată și tipul de cultură din care venim, rural, urban și așa mai departe, arată nivelul de instrucție, arată nivelul estetic pe care și pretenții pe care le avem de la noi, toate astea, și nu. Noi avem un dezinteres ăsta. Asta înseamnă probleme grave în natura societății. Și aici cred că Seneca avea dreptate, de-aia l-am reprodus. Mulțumesc frumos! Cred că, da, doar așa, cum am înțeles mai bine, prin prima propoziție, îmbrățișarea binevoitoare a unui limbaj. Adică, conștient... Da, sunt ăștia care înjură, care se cred grozavi, sunt la cheful la asta, vorbesc trivial, vorbesc oribil și cred că sunt interesanți. Ăștia sunt oameni decăzuți. Pentru că n-au respect pentru ei și pentru cei de lângă ei. Dumneavoastră, cum v-ați simțit? Au fost situații când câte un mitocan de ăsta a început să vorbească trivial în prezența dumneavoastră. Cum v-ați simțit? E oribil. Da, mai simți așa, nu? Murdărie. Murdărie. Te simți așa murdar și nu mai știi cum să scapi de acolo. Dacă nu pleacă, el pleci tu. Asta e, vedeți? Este genul ăsta de decădere, de corupție a mediului social, dar nu în sensul neapărat legislativ, moral, în sensul de corupție, de alterare a esenței, a naturii noastre. Altcineva. Bun, mă bucur, ați fost atenți și mă bucur pentru feedback-ul pe care l-am primit. Eu vă mulțumesc, domnul Brandznanik. Chiar a fost o chestie plăcută, mi-a făcut plăcere și ne mai putem întâlni și altă dată pe alte teme, cum cer oamenii, da? Eu mai am o întrebare pentru dumneavoastră. Da? Pentru că ne cunoașteți discursul studențesc și din, cumva, și din interacțiunile cu Asociația Amicus și din mediul bisericesc și din mediul academic, care vedeți că ar fi cele mai frecvente greșeli și la ce ar trebui să fim atenți în momentul în care noi, ca tineri, ne pregătim să avem un discurs, fie că vorbim de mediul bisericesc, fie că vorbim de mediul academic, sau pur și simplu în interacțiunile pe care le avem în societate? În primul rând, observ folosirea mai multor cuvinte decât e cazul. Se numește redundanță în teoria informației, când folosești mai multe mijloace pentru, știți, găina babei din funcuța cu doi bani. Corcoda, 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 face o mărgică. Deci, când te mobilizezi cu cuvinte multe, cu fraze multe, se numește verbalism ăsta. Îngropi ideea în cuvinte și, până la urmă, cantitatea de informații foarte mică. Se numește redundanță. Eu nu spun că toți studenții fac așa. Dar observ această tendință de a spune mai multe cuvinte decât e nevoie. Ori vreau să vă atrag atenția că o să vă prezentați la interviuri de angajare, o să vă prezentați fața unor șefi sau unor viitori șefi, unor posibili șefi. Când ești expresiv, adică nu ești redundant, miroși a inteligență și inspiri încredere. Când ești redundant, miroși a prostie. Adică nu, tu nu se zizezi că zici la fel ca și. Eu zic ca și părinții mei, eu zic la fel ca părinții mei, nu trebuie să zic la fel ca și. Sau sunt unii care zic, dar însă totuși.
și pe dar, și pe însă, și pe totuși. Și de regulă e suficient unul, totuși. Sau dar. Alții zic și dar și însă. Dar cu tare, cu tare, însă, uite că l-au spus pe dar. Astea sunt lucruri care te fac să lași impresia că ai o gândire mai slabă, așa că ești cam slab de înger. Nu inspir încredere. Păi cum să-ți dau ție pe mână o negociere? Când te văd că ai ezitări de-astea de pui mai mult decât e cazul. Pe urmă, deci, așa, pleonasmele mi se par condamnabile la studenții noștri. Folosesc de-astea, cum am zis eu, tot la fel, mă întorc înapoi, lucruri de-astea. Și cel mai frecvent acest ca și în loc de ca. Este un clișeu pe care l-am întâlnit și la colegi de-a mei, la asistenți tineri. Le-am spus din prima. Dacă vrei să lucrezi cu noi, termină cu treaba asta. Păi nu mi-am dat seama. Chiar, da, zic, tu ai tras cu ca și tot discursul de azi dimineață. Zic, s-a mai corectat două, trei ori până când e intrat în ăsta. Ca și nu înseamnă limba română decât un lucru. La fel ca. De-aia nu poți să ieși la fel ca și, pentru că e pleonasm. Deci, la fel ca. La fel ca Dinamo, Steaua a pierdut jucători de valoare. Ca și Dinamo, Steaua a pierdut jucători de valoare. E același lucru. Deci n-am voie să spun ca și profesor, ca și student, decât dând impresia că eu mă pregătesc să evit o cacofonie. Și zic ca și cetățean. Nu poți să zici în calitate de cetățean. Adică nu te duce mintea să găsești o formulă de evitare a unei cacofonii fără să pui acest ca și. Nu mai zic că unii folosesc virgulă când vorbesc. Ca virgulă cetățean, știți? Doamne, vine să... Deci, această grijă pentru limbaj trebuie să o vezi. La ai mei care fac facultatea de comunicare e obligatoriu. Mai ales că cei care sunt în afara facultății nu prea știu ce înseamnă facultatea de comunicare. Băi, învață să comunice, ca la teatru. Și atunci sunt cu ochii pe tine, ia să vedem, știe să intre pe ușă, cum stă pe scaun, cum vorbește. Ei asta să urmăresc. Deși noi învățăm altceva acolo, învățăm cum fac strategii de campanii de comunicare, campanii de strângere de fonduri, campanii de lobby, sunt multe în comunicarea publică. Nu, ei se gândesc cum faci tu când pui picior peste picior. Și atunci... Trebuie să învățăm și asta, pentru că să fac de râs, înșală așteptările unor neofiți care își închipie că la facultatea de comunicare se face ca la facultatea de teatru. Învață să pronunțe cu dicție și corect și... Bine, haideți, e 8 și 10. Ne ajunge, da? Ne mai întâlnim. Dacă nu mai sunt alte întrebări, atunci oprim aici. Te opresc doar. Înregistrarea. Vă mulțumim încă o dată foarte